Dar nu ar fi mai bine să spuneți dumneavoastră, pentru că aveți cei doi preferenți, să spună, pentru că ei sunt mai așa și după aceea să punem întrebările. Dacă sunt întrebări acum. Acum. Dacă sunt, dacă nu, mergem mai departe. Eventual apar întrebările în dezbaterea din final. Dar dacă sunt întrebări acum, se pot formula așa acum, că dumneavoastră eventual ați avea un răgeastră să reflectați la ele cu decât. Eu aș avea câteva, dar o să le pun în final. Să fie surprize, surprize, poate se rezolvă între timp de către colegii noștri. Are cuvântul profesorul Costea Munteanu. 20 de minute. Da. Mulțumesc, domnul profesor. Vreau să spun că sunt bucuros că am ajuns la etapa a doua a ciclului de dezbatere în jurul ideilor, domnul profesor Popovici. Da? Am debutat, cum spunea și dânsul, cu privirea aceasta comparativă între filozofia științelor naturii și cea a științelor sociale. Acum ne concentrăm pe filozofia științei economice, pe care noi o situați între cele două, din punct de epistemologic și metodologic, cele două categorii. Și, cu voia lui Dumnezeu, vom încheia luna aceasta, pe 26 iulie, ultima întâlnire în jurul ideilor, domnul profesor, Paul Dezbatere. Atunci, dacă am reținut bine, veți spune în discuție problema legitimității, dacă e aproximativ, vreau să spun, legitimității folosirii aparatului matematic, legitimitatea epistemologică a folosirii aparatului matematic în știința economică, sau în orice caz. Și asta, dar nu numai. Nu numai asta, da. Dar în orice caz... Nu, nici n-aș vrea să mă concentrez prea mult. Dar în fine. Da, mă rog. Pot să... Ce este că avem confirmări de participare la dezbatere în calitate de coreferență a domnului profesor Mărsa Altăr. Exact. Pe 26 iunie, într-o joi. 26 iunie. Când încep disertațiile cu comisia străină care vine special pentru disertație. Dacă putem să decalăm puțin, o să vorbim după aceea. Adică eu sunt dispus la oarecare decalare. Când vine comisia? Nu, pe 25, pe 26. Poate că două, trei zile înainte nu. Și am avea alături de un profesor și pe un coleg de-al nostru de la Institutul Mises din România, pe Tudor Smirna. Da. În calitate de conferenți. Aveam să arăt doar că există o anumită continuitate în ideile în jurul succesiunea ideilor în jurul cărora încercăm să facem această dezbatere. Pentru dezbaterea de astăzi, la nivelul meu de înțelegere, cred că putem vorbi de ceea ce aș numi două premise favorabile ale dialogului. Ideea am găsit-o chiar în gândurile noastre. În acest studiu, spuneți la un moment dat următorul, și acum citesc. Nu toleranța indiferentă este necesară, ci discuția pasionată de căutarea adevărului, dar deferentă față de poziția adversarului, care ar putea oferi o perspectivă diferită asupra unui adevăr mai cuprinzător și mai profund. M-a încurajat acest lucru. Exact. Am înțeles următorul fapt. În cercetarea științifică, dezinteresată, de fapt. Miza este vocația aceasta dezinteresată, a căutării dezinteresată a adevărului. Dar și pasiune. Care presupune și pasiune, dar să în sensul ăsta zic vocație. Da, pasiune, adică atașament, necondiționat. Da. E în firea ta. Așa. Dar cu deferență față de poziția adversarului, mă rog, preopinentului celor care împărtește și alte puncte de vedere. Deci am duc aminte că Părintele Stănoia spunea că dialogul este o formă de smerenie. Pentru că ascult și părerea celuilalt. Această diferență. S-a ascult părerea celuilalt. Mare lucru. Da? Deci în sensul acesta diferență și el poate fi chiar util. Înțeleg din ce sunt noastre acest dialog, în aceste condiții, pentru că mă deschide în fața unei perspective diferite față de cea pe care, spre exemplu, împărtășesc eu unul zic generic, da? Și mai interesant, numai că e diferită, dar poate oferi un adevăr mai cuprinzător și mai profund decât cel pe care eu am pregătit să-l vehiculez. Și dacă așa, în termenul acestea, gândit, este
este foarte fain din punctul meu de vedere. E o premiză cu care mă simt confortabil și aș face și o anumită, aș aduce o anumită nuanță de prudență pe care am găsit-o într-o lucrare a colegului nostru Vlad Topar, un articol de-a lui, Liberalism versus Etatism, permanenta și inevitabilă dezbatere, a publicat acest studiu economica numărul 2 din 2010 și spune Vlad aici următorul lucru. Eu zic că se leagă de această premisă favorabilă pe care ați indicat-o dumneavoastră. Spune așa, citez, fie că vrem, fie că nu vrem, la dezbateri fundamentale, precum este aceasta, nu? Adică este un fundamental. În cazul la care se Vlad era acea dintre raportul între liberalism și etatism, deci la debate fundamentale venim cu toate ale noastre, cu teoriile economice, cu teoriile etice, cu viziunea asupra lumii, ca să nu mai zic de toate patimile, răutățile și idiosincraziile noastre. Dialogul util este condamnat să țină cont de toate acestea și de aceea este bine ca ele să fie cât mai explicite. Deci, această căutare de vocație a adevărului dezinteresată, vedeți, este totuși însoțită de o anumită, asta înțeleg din ce spune Vlad, de o anumită, ce spun, scriere, ce cu care învăluia această căutare autentică a adevărului, adică toate ale noastre, într-un fel, relativizează, personalizează efortul. Adică nu cred că se justifică să vorbim despre un căutător pur al adevărului. El trebuie încadrat în toate ale sale. Și teoriile pe care le împărtășește economice sau, mă rog, în domeniul respectiv, și cele cu privire la etică și la morală, și mai ales toate celelalte. Păcatele, răutățile, virtuțile, servitudinile, idiosincraziile. De aceea, punctele de vedere trebuie privite în acești termeni. Adică personalizând vocația fiecare din parte. Și ca dialogul să fie util, spune Vlad, trebuie să ținem cont de acest lucru. De faptul că venim cu acest bagaj specific fiecăruia. Nu suntem niște entități abstracte în eter. Și că este bine ca ele să fie cât mai explicit făcute, de la bun început. Că dacă știu de la bun început ce teorii împărtășesc, ce viziuni etice și morale, ce filozofie de viață, da? Atunci pot să înțeleg mai bine de ce un om punct de vedere este argumentat și altul nu, spre exemplu. În ceea ce mă privește, mă situez în zona economiștilor care împărtășesc viziunea praxeologică în înțelegerea fenomenilor economice, da? Și din acest punct de vedere, mă doresc să fiu înțeles, abordat. Acum, legat de studiul domnului profesor Popovici, în lectura mea, aș spune următorul lucru. Sunt două secțiuni, cea cu privire la neo-keynesism și la neomarxism, în care dânsul e mai prudent, adică în sensul că preferă, e vorba de lectura mea, nu știu că e neapărat adevărat, preferă o trecere în revistă, un inventar al problemelor abordate în condițiile respective, mai rapid parcurs la neo-keynesism, a explicat și de ce. Evident, mai am anunțit la curentul neomarxist, care, după părerea mea, căruia aparține, impresia mea că, în special, se împărtășește punctul de vedere al abordării analitice, comparativ cu cea marxistă propusă, dar problematizările legate de subiectul nostru, de filozofia științei economice, le dezvoltă, le ridică în acea secțiune care discută despre școala austriacă. De aceea mă opri și eu asupra lor.
Încă în lectura mea, aceste problematizări care m-au tras atenția sunt trei. Mai întâi controversa a priorism empirism și aici, dacă aș fi avut timp, dar nu am, evident, dacă aș fi avut timp, aș fi pus în discuție ideea pe care o enunță și caută să o argumenteze, și anume a faptului că există o conviețuire imposibilă între metoda aprioristă, între apriorism și metoda realistă și realism. Asta aș fi discutat în ceea ce mă privește, dar nu pot să o fac, pentru că timpul este, nu-mi permit acest lucru acum. Apoi, al doilea nivel de problematizare care ne-a tras atenția este controversa între individualismul metodologic și polismul, colectivismul metodologic. Și aici m-aș fi oprit să comentez, să-mi spun părerea în special în legătură cu soluția care am găsit, o preferă domn profesor Popovici în această dispută, în această controversă, a ceea ce aș numi metodologia sintetică a interacționismului. Și mai ridică o problemă care mi-a tras atenția, cea a libertății economice, și m-am hotărât să mă opresc asupra ei, limitele care le-am la dispoziție. Poate că despre celelalte vom avea ocazia să discutăm în altă conjugare, putem coresponda, poate prin articole, mă rog, nu știu, nu e neușa închisă. Deci mă vă opresc asupra problemei libertății economice, care, în înțelegerea mea, este abordat în felul următor de către domnul profesor. Și anume, în termeni ontologici, libertatea economică este limitată, condiționată și este firesc, necesar și foarte bine să fie așa. Asta mi se pare mesajul pe care îl transmite. Și interesant, în această argumentație, această afirmație, își ia partener, dialoguează chiar cu reprezentanții importanți ai școlii austriece, în speță Menger și Mises. Dialogul cu Menger pe această temă, al domnului profesor, ar arăta în felul acesta. Dânsul spune că la Menger există afirmația conform căreia este ca să vorbim despre o libertate economică limitată a oamenilor, întrucât, și citează din Menger, ceea ce depinde de puterea și voința noastră este să parcurgem calea de la punctul de plecare strict determinat la cel de sorțire strict determinat, pe un drum pe cât posibil economic. Deci libertatea, nu? Înțeleg cu această trimitere la Menger, nu l-am citit pe Menger, lucrarea respectivă, de aceea interpretez din ce spuneți dumneavoastră și acest citat. Libertatea este pentru mine modul în care parcurgem acest drum, care însă are ca determinanți fixi, deci o lipsă de libertate în sensul acesta, punct de pornire și punct de sosire. E surprinzător, într-adevăr, necitindu-l pe el, nu-mi dau seama dacă el era deschis la înțelegerea în termenii praxeologici ai fenomenelor economice. Dacă așa este, aș transmuta în felul acesta. Deci această lipsă de libertate la punct de plecare, probabil că este realitatea condiției cu care ne confruntăm, raritatea. Deci economia ca luptă cu raritatea. Ceea ce pot să înțeleg, dacă așa stau lucrurile. Însă punctul de sosire strict determinat, la care se referă, pe care facem parcursul economic, deci de-aia mă încurajează să fie că e vorba punct de pornire, raritatea, dar punctul de sosire mă derutează să spună că este strict determinat în moment ce, în condițiile rarității, da, totuși încercăm să alegăm mijloacele rare, resursele rare, unor scopuri deliberate. Și ceea ce este aici strict determinat în configurarea acestor scopuri deliberate, preferințelor și așa mai departe, nu este clar. Oricum, îl las ca partener pentru acest lucru, vorbește despre această libertate economică limitată. Și la miză, dumneavoastră, găsiți un interlocutor. El gândește că omul reușește să-și modifice mediul natural și social prin acțiune, manifestându-și astfel libertatea de voință. Care sunt dumneavoastră pentru miză, și aici citați din el,
Această libertate de voință se referă la faptul că ideile care induc pe om să iau o decizie, să fac o alegere, deci citez acum din Mises. Ca și toate celelalte idei, nu sunt produse de factorii externi, în mod imediat, ci doar mediat, prin intermediul structurii minții umane și personalității, dar nemediat de cei intern, ca o determinare din interior a deciziei. Cu alte cuvinte, libertatea de voință, acum comentez puțin pe marginea textului și bacea mai departe din citatul lui Mises, ca să înțeleg de ce l-a luat pe Mises partener în această afirmație. Deci libertatea de voință o înțelege la faptul că ideile care induc pe om în acțiunea sa în decizie, da, să facă o alegere, ca și toate celelalte idei, nu sunt produse de factori externi și în mod imediat, ci sunt produse doar, influențate doar în mod mediat, prin intermediul structurii minții umane și a perceptuației, dar sunt induse, influențate în mod nemediat, deci direct, de factorii interni. Adică ca o determinare din interior a deciziei. Inteligibil până acum. Și acum vine surpriza și poate că dumneavoastră pe asta vă bazați luându-l ca partener. Spune Mises mai departe. Nu este permisibil să interpretăm această libertate de voință, adăugați dumneavoastră aici în paranteză, această libertate, ca independentă de univers și de legile lui. Și mai dau puțin mai încolo Mises. Acțiunile sunt conduse de idei, ideile sunt produse de mintea umană, a cărei putere este determinată de întreaga structură a Universului. Și atunci, concluzionați că este tocmai, spuneți dumneavoastră, ceea ce am numit soluția libertății condiționate, da? Între indeterminismul sau libertatea absolută și determinismul absolut și a determinării interne, a libertății de voință. Valorificând oarecum și dialogul anterior cu Menger. Deci amândoi, într-o să vedere, vorbesc despre o libertate economică limitată la Mises. O singură, este... un singur lucru aș vrea să precizez. Că eu, în prima expunere, și chiar am avut o discuție cu dumneavoastră, când v-am precizat următorul lucru. Nu pot să-mi explic altfel libertatea pe care o admit a voinței și a omului, decât ca o determinare din interior a ei. Exact asta am spus. În primul, Da, nu aici e mizar. Nu, nu și deci eu, a fost surpriza mea să regăsesc de data asta, pentru că Mises mai citisem, Menger citisem înainte, păsărite, dar a fost foarte mirat să găsesc asta exact așa formulat la... Ok, da, dar problema nu este asta, adică faptul că sunt liber față de faptul extern, dar ce interesează... Asta sunt de acord, da. Nu, dar dumneavoastră puneți aici în altă discuție. Continuați cu citatul din el. Ceea ce e surprinzător la miză sunt interpretarea care au dat și vă încurajează să mergeți pe aceeași afirmație și anume această concluzie. Că Mises însuși vorbește despre o libertate economică limitată. Și anume cum? Că spune, nu este permisibil, spune Mises, să interpretăm această libertate, de care vorbeam înainte și o definim da, ca independentă, deci dependentă, ca independentă de univers și de legile lui. Acțiunile sunt conduse de idei, ideile sunt produse de mintea umană, a cărei putere este determinată de întreaga structură a Universului. Prima afirmație o înțeleg așa, nu este permisibil să interpretăm această libertate ca independentă de univers și de legile lui, adică totodată, în aceeași idee. Adică nu pot să discut problema libertății făcând abstracție de statutul acesta mizer, ca să zic așa, al omului, aflat în luptă cu realitatea resurselor. În sensul acesta nu este independentă de univers. Adică dacă fac abstracție de realitate și merg să intru pe ipoteza abundenței, n-am această libertate. Nu vorbește de legi, nu vorbește de situație de fapt. Nu. Și eu aș vrea să spun... de acțiune. Da. Nu, e vorbește de libertatea de acțiune. Când vorbește de dependența... Dar stați ca să n-am terminat. Că deja sunt în viză de timp. Prelungim. Acțiunile sunt conduse de idei, ideile sunt produse de mintea umană, a cărei putere este determinată de întreaga structură a Universului. Aici e puțin mai confuz după părerea mea. Mises, acțiunile sunt conduse de idei, ideile sunt produse de mintea umană. Mintea umană este determinată de întreaga structură a Universului. Nu mai vorbește direct de voință, deci, sau într-un fel se înțelege că echivalează voința de acțiune cu mintea umană, cu rațiunea. O problemă discutabilă dacă interpretarea mea este corectă.
Și mai aveți o parte din Mises, în dialogul din Mises, pe această, filieră, unde spuneți că, în fine, impozitatea predicțiilor cantitative în sociologie și în economie, pe baza extrapolării trecutului, este argumentată de Mises, da? Prin existența libertății umane. Din aici, pentru că nu punem discuție, punem în discuție în modul în care privește Mises libertatea. Prin existența libertății umane, care a împiedicat repetarea acțiunilor. Totuși, spuneți dumneavoastră, această libertate este limitată, cum tocmai s-a afirmat mai sus, adică în citatul anterior din Mises, și în consonanță cu regulă. Faptul că Rusu poate că știința acțiunii reflectă regularitățile acțiunii umane. Deci există și regularități. Ba chiar mai mult, mai de mult spunea că numai în domeniul științei acțiunii există regularități. M-a zis, dar îmi puneți minute în plus acum. Da. Mai ales 5. Îmi scădeți de la numele. Totuși, această libertate este limitată, deci parțial predictibil cantitativ, măcar în măsura în care este influențată de legile naturii, să spun de dumneavoastră, da? Ca să nu mai vorbim de interacțiunea oamenilor cu mijloacele și bunurile materiale, cred că Mises înțelegea predicția ca exactă, certă și deterministă, ca și legea, pe când ea este de tip statistico-probabilistic. La o parte această miză a discuției noastre, ca să ajung unde mă interesează pe mine. Iar acest caracter probabilist se datorează tocmai limitării parțiale a libertății. Și aici trageți concluzia, asupra care vreau să mă opresc. O libertate completă a oamenilor, astea sunt deja interpretările dumneavoastră, da. O libertate completă a oamenilor ar fi făcut, într-adevăr, imposibilă. Nu numai orice fel de legi, strict deterministe sau probabilistice, ci și existența producției sau economiei, ba chiar și a oricărei forme de societate. Cine ar fi făcut imposibilă? Această libertate completă a oamenilor. Și în această afirmație luați ca parteneri pe Mises și pe Menger. Aici mă opresc, am această reținere și, dacă mă găduiți, vreau să schimb puțin punctul de vedere, să sugerez unde văd eu limitele acestei interpretări. Voi fi destul de rapid, da? Dacă m-am opusit 2-3 minute peste cele 5, voi fi recunoscător. În Epistola Antică către Corinteni, la Sfântul Apostol Pavel, spune Apostolul. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate vă zidesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și apoi adaugă. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă vor lăsa diluit de ceva. Vă rog să-mi îngăduiți să interpretez, ca după aceea să vedeți unde vreau să ajung. Deci toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Adică faptul că toate sunt îngăduite, înseamnă că sunt liber să fac tot ce vreau. Dar nu toate îmi sunt de folos. Sunt liber să fac cele folositoare, ziditoare, și sunt liber să fac cele nefolositoare, neziditoare, care mă năruiesc. Deci, pe de o parte, toate sunt îngăduite și această libertate este a face cele folositoare și cele nefolositoare. Și spune după aceea, toate sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Aici intervine deja o constrângere. Nu mă voi lăsa biruit de ceva. Adică, făcând tot ce mi este îngăduit, pot să fac și ce mi este de folos, și ce nu mi este de folos, adică pot să ajung să fiu rob celor nefolositoare, cele neziditoare. Și de ce rob? De ce sunt rob în condiția aceasta? Pentru că le fac, deși nu sunt de folos. Când fac ceva care nu este folositor, și nefolositor, dăunător, năruitor, înseamnă că sunt rob al lucrurilor acela, nefolositor. Dacă nu aș fi rob acel lucru, nu aș face. Pentru că făcându-l, îmi este fără de folos, îmi este dăunător, îmi este năruitor. Înseamnă că sunt liber doar atunci când fac cele folositoare. Și de aici atrag următoarea concluzie. Aparent, sunt liber să fac tot ce vreau. Toate îmi sunt îngăduite. În esență, sunt liber când fac cele folositoare. Dar nu mă voi lăsa diluit de ceva. Aparența, deci, sunt liber să fac orice. Asta e legea aparenței. Aparența este necondiționată, neconstrângătoare, este calea cea largă. Esența, sunt liber când fac cele folositoare. Adică esența este condiționată, constrângătoare, este calea cea îngustă. Și acum vine miza propunerea acestei perspective pentru mine. A rezultat deja că am o libertate limitată, condiționată, pentru că esența îmi spune că sunt liber să fac cele
folositoare. Asta înseamnă că libertatea mea este limitată, condiționată? Răspunsul este nu. Întrucât am toată libertatea de a fi liber când fac cele bune, sau de a fi neliber, de a fi rău când ce fac cele rele, cele nefolositoare, cele năuritoare. Deci libertatea mea nu este constituită în niciun fel. Statutul meu de om liber este rezultatul acestei libertăți de alegere, este rezultatul obținerea, rezultatul alegerii pe care o fac. Și atunci, întorcându-mă la ceea ce vorbeam aici, da? Am libertatea să țin cont, să nu țin cont de condiția de realitate, pentru că vedem foarte bine, deseori în acțiunea economică, în politice economice, nu se ține cont de realitatea resurselor, dar am această libertate, realitatea în sine nu este constrângătoare. Nu afectează libertatea. Eu pot să țin cont de ea sau nu pot să țin cont de ea. După cum și pe partea cealaltă a finalității, da? Am libertatea să-mi aleg scopurile, dorințele, trebuințele, deci în structura de preferințe cele mai stringente și pe acestea să le finalizez datorită realității sau să nu fac așa ceva. Să dau să-l asigur pe toate. Am această libertate. Rezultatele sunt diferite, dar sunt rezultatul unei libertăți pe care, de voință pe care am avut. Cu alte cuvinte, nu văd cum libertatea de voință este afectată la acest nivel. Mă opresc aici. Și vă mulțumesc pentru găduință. Întrebări dacă aveți, sugestii. Nu aș avea o reacție la cald acolo. Cred că s-a discutat prea mult despre acest efect stilistic numit libertate din textele austriecilor și din ceea ce ați comentat dumneavoastră. De ce spun? E o pochetărie stilistică. În condițiile în care comportamentul economic este rațional, acceptat, postulat ca rațional, în mod automat. Ori îmi autosuspend libertatea, pentru că am ori o singură variantă optimă, și deci nu am libertate punctul de pornire, punctul de sosire, și doar libertate de a mă supune căi optime, sau am câteva alternative în măsura în care dumneavoastră ați optat pentru un determinist probabilist. Cum mai discuta de determinist? Dar dați-mi voie, deci, repet, să fiu înțeles, am libertatea să merg pe care optimă sau nu? Iar ce? Păi da, am această libertate de a ține. Întotdeauna această libertate, vă rog să mă lucrezați un moment în care nu este suspendată această libertate. Asta și spune. Toate sunt îngăduite. Asta nu mai exprimă. Asta nu dă condiția de om liber, asta e altceva. Am libertatea să fiu un om liber, să nu fiu un om liber. Am această libertate. Am libertatea să-L iubesc pe Dumnezeu sau să-L urăsc. Am libertatea să am comportament economic standardizat. Am libertatea să urmez adevărul sau minciuna. Poftim? Sau am comportament standardizat în formă stasului austriac sau nu? Eficient. Deci, eu cred că suntem de aceeași parte, numai că vorbim în alți termeni. Ne luăm la dezbatere, dacă suntem de acord. Acum mai sunt o întrebare. Domn profesor.